Mi-am făcut o iubită la ora 3 dimineața în Ohio. Stați să vedeți despre ce este vorba. Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi vă invit să-mi cunoașteți iubita virtuală. Ea este... Nu-i așa că e minunată? Urâtă naibii. Astăzi o să ne jucăm un joc unde practic suntem în relație cu această persoană de aici. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba, dar nu înainte să ne îmbrăcăm corespunzător pentru o întâlnire cu iubita. 3, 2, 1 și... eu zic că așa mai merge, să mergem la iubita. Ok. O să fie groaznic să mă joc așa. Dar fiți atenți, avem și ochelari, Ben Gosh, ești de bun? Ai de capul meu! Bună, eu sunt Miță. E băiat? De ce îl cheamă Miță? Bă, sper că ești fată. Mie îmi plac fetele. Bă, frate, de ce se numește Miță? Sper că e Mita. Cred că e Mita. Ceva nume japonez, habar n-am. Aoleo, iubito, îți place cum am îmbrăcat? Special pentru tine, vezi că e special astăzi. Zi de aia specială. Tu cum te numești? Cum să nu știi numele, mă? Mă cheamă... cum mă numesc, fraților? Alex! Uite, mă cheamă Alex! Mă bucur să te cunosc, Alex! Mă cheamă Alex! Și eu mă bucur să te cunosc, Miță! Adică Mita! Alex! Ultima dată m-am grăbit și am făcut mizerie aici. Deci eu mă îmbrac frumos aici, depun efort să mă îmbrac foarte frumos la costum, tot ce trebuie. Și tu nici să faci curat în casa ta? Doamne, ce iubită! Bă, dar ce are sub braț, măi, transpirată? Ce naiba? Bă, ești nebun, ce iubită mi-am tras, bă. Mă poți ajuta puțin? Hai că te ajut! Hai că te ajut! Ce vrei? Să ridic ăsta, ok? Și-l bag în gunoi. Mamă, fraților, facem curat la iubit acasă. Îi luăm hainele jucoase. Ce-i jocul ăsta, bă? Nu știu, dar e distractiv, îmi place. Așa că dacă vă place și vouă, lăsați un like. Sau lăsați un like măcar pentru efortul meu de a mă îmbrăca așa. Așa, cocalar. Oh, nu, stați, trebuie să-l închidem pe astea, că altfel nu suntem... Nu suntem etici, trebuie să fim etic până la capăt. Și desigur să nu uităm să nu lipsească ochelarii de soare. Mamă! Dar bine, frate! Nu, n-arată bine, nu pot, nu pot să mă uit în facecam că mă ia râsul. E deja ironic că sunt îmbrăcat așa. Puh, zice iubita noastră, mersi mult, n-ai pentru ce? Ziua 2! Iubita din Ohio? Bun, Alex, mi-e foame, așa că vreau să mănânc. Mănâncă, poftă bună, ce să-ți fac? Îmi poți cumpăra tu ingredientele pentru supa de pui? Ai, mă, că-ți cumpăr eu ingredientele, ce să zic? Ce cumpărături facem? Alimente? Uite, au zis ingrediente, nu supă. Hai că ți-am cumpărat supă. Wow, de asta aveam nevoie, poftă bună! Acum hai să gătim împreună, bine? Dacă vrei să dau foc la întreaga bucătărie, hai să gătim împreună, iubito, haide! Tu vrei să-mi tai degetele? No, stați așa, stați așa, dă-mi cu cuțitul, fraților, numai să nu-mi tai degetele. Doamne, fer să-mi tai degetele, asta ar fi groaznic. Degețele în supa de pui. E supă de pui, nu supă de mine. Cartofi? Tăiem și cartofii? N-am cum tai o cartofii, nu tai nici nimeni, nici cuțitul nu tai cartofii cum tai o cartofu. Mă, ce naiba tot vorbesc? Bă, îi, Caterinca, e amuzant jocul ăsta. Ziua 5, what? Cum am ajuns de la ziua a doua, la ziua 5? Hei, Alex, astăzi o să-mi cumpăr un televizor ieftin. Păi, de ce ieftin? De ce nu cumpărăm unul bun și ca lumea? 4K, cu Netflix pe el, tot ce ne trebuie, iubito, ce zici? Este portabil și are antenă. Aș vrea să-l iau cu mine când ies la plimbare. Cine naiba iese la plimbare cu televizorul, bro? What? Dacă vrei să te uiți afară la ceva, iei telefonul. Cine naiba? Păi ieșiți cu televizorul afară la plimbare. Cum ar fi, frate? Te duci așa, mă, cu tot televizorul după tine. Ține minte, poți juca mini-jocuri pentru a obține bani. What? Primezi bani jucându-mă jocuri? Păi asta ar fi cea mai tare meserie, ești nebun? Unde? Ce trebuie să cumpăr? Jocuri. Pot să mă joc? Dar n-am energie. Încercăm jocul ăsta? Ce joculețul ăsta? What? Și ce face? Oh, trebuie să-l șurubez? Bă, ce fac eu aici? Mă desfințez antena și radioul și casetofonul și ce-o fi ăsta? Stați așa că de la iubiți am ajuns să lucrăm. Asta da, fraților, băieți, fugiți! Fugiți, asta înseamnă să-ți faci iubită! Te pune la lucru, fugiți, băieți! Nu e nicio problemă pentru iubita noastră, dacă o iubim, facem orice, corect? Eu zic că e corect. Am primit 150 de bănuți. Mamă, iubito, hai să ieșim la cine, ești nebun, direct cu banii ăștia. Mă iubește, nu e așa că e mirobolant. Ok, hai să ne mai jucăm un joculeț, hai să ne jucăm joculețul ăsta, ce e joculețul ăsta? Trebuie să fac puzzle. Băi, băiatule, vezi că joculețul ăsta îi nebunesc. Ia, l-am făcut?
sunt cel mai bun, bă. Nu doar că sunt chipeș și frumos, sunt și deștept. Hai, că tare deștept ești. Na, bine, iubito, bine, mă, ce să-ți fac? Ia, joculețul ăsta ce-i? Sau hai să mai jucăm ăsta. Hai că-mi place să desfac casetofone sau nu știu ce-s astea. Hai, deșurubăm. Da, mă, da, eu sunt profesionist. Iubit profesionist, muncăreț, harnic. Facem asta, primim bănuți și măcar putem să ne ducem iubita la o cină romantică undeva. Uite ce se bucură iubita! Wow, acum avem destui bani pentru a-mi cumpăra un televizor. Yeee! Yeah! Hai să cumpărăm televizorul, fraților. Uite, ne ducem aici. Mobilă. Mamă, frate, ce-i televizorul ăla? Mă, ce-i televizorul ăla, mă, iubito? Bă, eu cred că mi-am bătut joc de tine cu televizorul ăla, ești nebun? Da, cel ieftin și mobil, exact ce aveam nevoie. Mersi. N-ai pentru ce, ziua 20. Mamă, deja de 20 de zile avem, iubită. Bună, bună, Alex, mă bucur atât de mult că mă ajuți. Păi, sunt iubitul tău. Se presupune că ar trebui să te ajut, nu? Și televizorul acela era tare, dar s-a stricat așa rapid. Păi dacă l-ai luat pe cel mai ieftin, ajută-mă, te rog, să mut dulapul în alt loc, pentru că este tare, tare greu pentru mine. Hai să te ajut. Hai, cum îl mut? Fii atent. Gata, mulțumesc enorm. Mi-a dat o inimioară. Ești persoana mea favorită. Oh, ziua 33, bă, ce fericit sunt, mă! O, oh, Alex, a trecut doar o zi, dar deja mi-a fost dor de tine. Mamă! Fluturi în stomac. Aș fi vrut să mă vizitez mai des. Păi, te văd zilnic, cum să te văd mai des? Stai, ce? Oh, i-am dat un cadou. Ok, ce o să fie în cadou? Pentru mine? Exact, pentru tine! Dar dacă e un cadou foarte mișto, o să fie pentru mine. Ha-ha! Nu, mă, nu, îi lăsăm cadou la iubita. Mulțumesc, 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 bă, ce se bucură. Ziua 37, păi ce-a fost în cadou? Vreau să știu ce-a fost în cadou. Cred că rămâne un secret. Hei, hei, Alex, mă gândeam, vreau să te văd în persoană. Cum adică? Aș vrea să pot. What? Cum adică să mă vezi în persoană? Eu nu sunt lângă tine. Te plac mult, faci mereu ceva pentru mine în fiecare zi. Mulțumesc, cu drag, oricând pentru tine. Bă, vrăjelile astea, măi. Aș vrea să-ți mulțumesc și eu într-un fel. Am o idee. Care este ideea ta, iubito? Vrei să ne gâdilăm la picioare împreună? Zi, vrei să ne gâdilim? Să ne gâdilim? Chiki, 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 nu? Ești cu mine acum. Ne-am făcut, iubită! Bine, bă! Rechiteche, da, da, da. Gata, băi, băiatule, băi. Mă întreb când urlu așa, ce zic vecinii mei? M-aud așa urlând de nicăieri, mi-am făcut iubită. Păi, eu-s de bun la cap, mă, să-mi bat picior dacă nu. Na bun, pune telefonul jos. Au, noi ne-am întâlnit în viața reală? Adică pe telefon? Ho! Asta e casa mea sau casa iubitei? Stai un pic, stai că sunt confuz. Unde sunt? Locul ăsta pare familiar. Sunt în joc? E casa iubitei. What? Bună? Bună, iubita! Mamă, ce-o mână am, ești de bun. Doamne, iartă-mă, ce-i cu mâna asta, bă? Ok, am deschis ușa? What? Ce șnițel de avion? E camera iubitei, vedeți? Aici e patul, aici e mobila pe care am mutat-o. Bă, ce e aici, mă? What? Versiunea învechită a jocului. Versiune 1.5. Poți porni programul ăsta pentru a face tranziția. Ce tranziție? What? Ce-am făcut? Schimbăm versiunea la joc? Găsește obiecte și scaniază-le. Despre ce este vorba? Ce obiecte? Așează pe scanner lingură, creon, fundă. Ok, haideți să căutăm o lingură. Nu cred că găsim în baie o lingură. Ok, iubita nu s-a căcat astăzi. Am verificat doar, ok, am verificat. Am verificat un lucru foarte dubios. Nu mă întrebați. Hai să am luat creonul. E creon, nu? Creonul, nu? Așa, bun, am luat creonul. Ne mai trebuie lingură și fundă. Funda, asta nu-i fund, nu-i funda. Unde ar fi o fundă? Bă, iubito, arată-te mai rapid, măi, că mi-e cald. Mi-e cald deja la costum. Afară e vară, 30 de grade și eu stau în casă în costum. Ca nebunul. Efectiv, ca nebunul. Îs un nebun. Îs ultimul nebun. Linguriță? Linguriță. Am găsit lingurița. Băi, băiatule, fraților, dacă suntem acasă, permiteți-mi luxul de a mă îmbrăca în haine de casă, pentru că mor de cald deja. Gata, bă, m-am îmbrăcat în vagabond șmecher, așa că, iubito, unde ești, bă, iubito, băi? Iubito, unde ești, bă, iubito? Hai să te plim cu BMW-ul meu, diesel, unde-i fum e și putere. Hai că unde-i fum și putere, benzină, putere, bă. Na bun, mai trebuie să găsim fundița, care, sincer să vă zic, habar n-am unde este. Habar n-am. Poză cu iubita?
Iubi, Bubi? Bubi? Unde ești, Bubi? Așa, văd un pic mai bine, am luat jos ochelarii. Trebuie să caut fundița. No, o să revin când găsesc fundița, pentru că nu o găsesc momentan. Dacă aș fi o fundiță, unde m-aș ascunde? Eu cred că aici, da mă, da, am știut, vedeți că am știut. Sigur n-am văzut înainte, sigur nu, categoric nu. Bun, și acum ce, schimbăm versiunea la joacă? Hopa, ok, trebuie să dau la manivelă? Gata de lansare, lasă-m ceva, versiune nouă, ești nebun? Încărcare, versiune 1.9. What? Sper că nu e o iubită virtuală, oh nu. Oh, ba da, e o iubită virtuală. Mă, ce? Se face iubita? Se coace iubita? Oh my god, n-am crezut niciodată că o să coc o iubită. O să coc. Ok, și ce? Intru aici? What? Ce se întâmplă cu mine? Aoleu! What? Diri-diri-dam! Bă, ăsta nu-i joc horror, așa-i? Ha, trebuie să reponesc electricitatea? Mă, ce? Cum e joc horror ăsta? Oh, ce setup de gaming are iubita. Dar stai un pic, fraților. Ăsta nu poate fi un joc horror, corect? Este imposibil. Hai să reponim curentul. Așa. Dă-i acolo. Oh, băi, pornește-l, așa. Pornește-l. Am repornit curentul. Și găsește bateriile serverului și returnează-l în dispozitiv. Puh, jocul ăsta e mai mult decât ce cream eu. Am crezut că doar... Nu mă vezi? Vrei să ne jucăm? Să ne gâdilim la picioare? Ți-am zis că vreau. Ți-am zis că vreau gâdilituri la picioare. Aia vreau. Oh, nu mai pot ieși. Trebuie să găsesc baterii pe aici? Nu? Băi, beatule, cum mai ești de aici? Cred că am rămas blocat pe viață, ești nebun? Da, vreau să ne jucăm. Da, vreau. Lasă-mă să mă piși întâi. Am găsit ceva. Baterie. Bacterie. Poți să ieși afară? Ok. Cine ești tu? Cine ești tu? Cine ești? Sunt iubitul tău? Ce? Suntem doar în bucătărie. Uitați o mână. Bună, omul de la geam. Hai că e omul de la geam dacă e. Uitați ce scrie aici. I love you. Te iubesc. Aia scrie. Fascinant. Nu vreau să mă duc înapoi. Pot să găsesc aici o baterie? Că parcă aveam nevoie de două baterii, nu? Sau? Zic greșit. Uite, a doua baterie. Gata, bă. Am găsit și eu a doua baterie. Pot să plec, la revedere? Gata, mă, totul a revenit la normal. Este totul mintea noastră. De fapt, este în versiunea în care suntem noi. Și acum, pune aici, băi, bateria. Gata, mă. Eu v-am zis, mă, îmi fac aici cea mai mișto iubită. Uite, unde mai pot să pun baterie? Aici, înăuntru. Așa. Și acum am crezi iubita cum vreau eu? Hai că o crezi, că nu știu de trebuie. Fără baterii de server. What? Mai trebuie două baterii? Deci sunt patru în total. Uite aici, încă o baterie. Am luat-o. E vijelie afară. Cineva bate la geam. Mă, ce? Ok, n-am să întreb. Unde ne mai trebuie baterie? Știe cineva? Poate aici? Uitați că am găsit. Ok, mai băgăm aici o baterie. Și ne mai trebuie încă una. Nu-mi place păpușa aia de acolo, nu-mi place deloc. Bă, ce sunt cu muștele astea? What? Duc aici la gunoi. Sau un frigider chiar. Cine ține baterii în frigider? Poate să explodeze, parcă, nu? Sau nu, bateriile la căldură explodează, la soare. Ok, atunci în frigider cred că poți să le ții. Deși cred că și în frigider... Ba nu, în frigider n-are cum să explodeze. Pentru că îngheață. Sau, mă rog, e la rece. Mă rog, nu știu, nu mă bag. E o vorbă, nu vă băgați la unde nu vă pricepeți. Nu mă pricep, deci nu mă bag. Nu sunt eu în stare să vă zic unde explodează bateriile, dar sunt în stare să vă zic că am pus toate cele 4 baterii și este timpul să încărcăm versiunea 1.9 cu iubita. Bă, ce se întâmplă? Acum pot să intru? Portalul este activat. Ia să încercăm acum. Na. Ce se întâmplă? Să sperăm că nu devine jocul mai horror decât... deja e zi. Asta e de bine. Îmi place când este zi. Nu mai îmi place. Ce e ăsta? Da, îmi place. Mă, ce? Stai un pic. Aici... Iubita! Mamă, ce m-a speriat, iubita! De ce în sfârșit ne întâlnim? Sunt așa de fericită. Știu că ai întrebări. Foarte multe întrebări am. Ei bine, după cum poți vedea, am creat acest dispozitiv special să te aduc aici la mine cât mai curând posibil.
cea mai bună idee. Mua! Dintr-un motiv anume, ai picat într-o versiune, n-am apucat să citesc, o, e o poveste lungă, ok. Oricum, mă bucur să te văd. Și eu, iubita mea, și eu. Uha! Ce tare! Suntem împreună. Oh, iubita? Oh, iubita? Oh, bă, nu fiți atenți la mine. Eu mă uitam la scaun să mă asigur că se așează pe un scaun bun, că nu se rupe scaunul cu ea. Sunt grijuliu. Sunt băiat grijuliu. Ce? Deja vrei să pleci? Nu! Păi să te... Păi ce? Păi se poate aranja, dar cum... Stai. Nu vreau să plec, iubito! De ce vorbești prostii? Calculatorul ăsta merge? Sau e decorativ? Bineînțeles că merge. N-am auzit încă de calculator decorativ, dar probabil există. Folosesc des calculatorul pentru lucru. Chiar o fac. Știu! Ia, știe, iubita! Și din cauza acestei chestii, ai acordat atât de puțină atenție mie. Ei bine, am nevoie de ceva din care să trăiesc. Dar tu de unde ești? Știi, exact. De unde știe, iubita? Camera telefonului pornea uneori. Scuze. What? Ne spiona, iubita? Mă, ce? Ne spiona, iubita? Mă, iubito, măi, eu imediat îți dau cu floarea asta în cap. Ești miță? Nu știu, ce citesc ăsta în română și nu e bine dacă citesc miță că e băiat. Cum am intrat în joc, nimic. Știm că este Mita pentru că seamănă cu ea, deci o întrebăm cum am intrat în acest joc. Stai să-ți spun. Opa! Ne povestește! Ha, și uite așa ai ajuns aici. Ai înțeles? Nu am înțeles, mi-a arătat un ecran negru. Atunci e ok. Mă, ce? Singurul lucru este că suntem împreună acum. Da, asta e cea mai importantă chestie, să știi. Ești Mita? Păi da, eu sunt. Ești Alex? Da! Sunt Alex Cavalerul. Zi, iubito, ce vrei să facem? Oh, ce drăguță-i. Oh. Doamne, mă, iartă-mă. Oh my god, ce e aici? Îți mai amintești cum ai pus 3 obiecte pe scannerul acesta? Da! Deci, obiectele astea sunt legate de versiunea asta a lumii. Iar acum ești aici. Mă bucur, presupun că sunt aici. Foarte tare. Și ce acum oare mai trebuie să pun 3 chestii? Ai spus că s-a stricat. Ei bine, am vrut să-ți fac o surpriză. Deci ăsta e televizorul pe care l-am cumpărat ei. Am înțeles. Și apropo, da, sunt un fel de inginer. Oh, iubita noastră e un inginer? What? Ok, asta e tare, presupun. Ce zici, iubito, vrei să ne gâdilăm împreună acum? Vrei? Să facem chiki chiki chiki? Nu cred că vrea să facem chiki chiki încă. Ok, poți să ieși afară? Am ieșit. Iubita? Hai cu mine. Oh, mamă, sita, por favor. Iubita, e tic, ești nebun. Ok, nu mă plâng de această versiune. Porți ochelari? Unde-i? Nu, dar îi pot purta. Vrei? Da! Hai să vedem! Ho, ho, ho! Acum voi purta ochelarii tot timpul. Foarte tare! Apreciez, mă bucur! Nu-i rău. Uitați, are o inimioară la mână. Mă rog, a avut, că văd că și-o luat inimioara. Asta este. Zi, iubito, ce facem? Este timpul să ne jucăm sau să ne uităm la Netflix? Câte canale de televizor prinzi aici? Asta e o întrebare foarte ciudată. Este internetul. Deci tot ce poți vedea pe internet. Oh, vrei să ne uităm la cel mai tare YouTuber din Uniunea Europeană? Jocuri horror? Ia, pornește. Oh, salut! Oh, what? Ho? Huh? Ce mi-a pornit? Ho? Huh? Ce-a fost aia? Nu sunt pisicuțe. Ce-a fost înainte? Iubita? Iubita, iubita, fii atentă. Vreau să zic că îmi place foarte mult că sunt aici, dar trebuie să mă duc până acasă să-i zic la maică mea că am venit la tine și că... că... Iubita, stai un pic, stai un pic, iubita. Vrei niște suc? Imediat, iubita, stai un pic, imediat. Vreau să mă duc până acasă și să nu mai revin niciodată. De ce am văzut un cuțit? De ce am văzut un cuțit acolo? Da, iubito, ești irezistibilă, dar trebuie să mă duc până acasă. Bea sucul. Nu încerca. După ce am văzut acolo, parcă n-aș încerca sucul. O să-i dau nu încerca. Nu mulțumesc, mai târziu, iubito. Ce reclamă ciudată. Chiar că e ciudată.
A murit sucul? Ha! Că am dat cu cuțitul în suc. Și-a ieșit sucul din suc. Ha! Ce glumă! Ha! Să nu mai faci niciodată, să-ți fie rușine pentru gluma pe care ai făcut-o. Să-ți fie rușine! Pot să plec acasă? Sau stai, iubito, trebuie să mă cac. O, iubito, stai un pic, nu mă urmări, vreau să mă merg să mă cac. Vreau să merg să mă cac, iubito, lasă-mă să merg să mă cac. Nu mă urmări. Așa, deschide ușa. Ho! Iubito, să nu vii! Să nu vii! Mă cac, așa. Iubito! Iubito, nu te uita la mine când fac treaba mare, nu ți-e rușine! Ia să mă uit în oglindă. De ce nu e nicio reflecție în oglindă? Chiar, de ce nu este nicio reflecție? A, da. Am uitat să pornesc reflexia. Bro, what? Face reveal 3, 2, 1 și... da, fraților, chiar semănăm. Ok, iubito. Sunt multe reflexii în lumea ta? Păi, da, reflexia la orice. Ce-o fă întrebarea asta? Ok, da, sunt frumos, presupun. Văd că sunt îmbrăcat la cravată corespunzător, cum am fost înainte. Bine, n-am avut cravată, dar ați prins-vă ideea. Iubito, acum mă las să mă cac. Ok, asta a fost cea mai ciudată chestie posibilă. Ok, pa, iubito, pa. Nu mă urmări, iubito, nu. Lasă-mă în pace. Mă duc în bucătărie să mănânc niște pită cu ou. Inelul? Hopa, inel? Ce inel e ăsta? Ou! De ce se uită așa la mine? Mai iubita, asta e dubioasă. Bă, iubito! Măi, ce faci? What? Ce scrie? Mă, ce? What? Stai un pic. What? Se prăjește inelul? What? Face de mâncare? Înainte a fost un inel aici. Mă, ce, că nu mai înțeleg nimica. De unde au apărut legumele? Exact! Tocmai până acum nu era nimic aici. Alex, suntem în joc, ai uitat? Haide, ajută-mă. Ok, scuză-mă. Acum, uite. Acum le tai, acum. Fii atent. Fii atentă, pardon. Tăiem așa. Pac, uitați ce bine tai. Mamă, cum tai eu. Nu tai nimeni. Hai, ești nebun? Mamă, dar cum dau cu mouse-ul, dacă aș fi numai așa fac cu el. Așa. Uitați, iarăși. Hop, hop. Stai că nu merge. Opa. O, merge cu mouse-ul de pumn, fiți atenți. Na, mă, na, că le tai. Trebuie să frec mouse-ul aici sub, cumva. Hop, uite că merge. O, am tăiat, încă o dată, freacă mouse-ul, freacă. M-am stat să jucăm normal, pentru că nu prea mai merge așa. Gata, bă, m-am descurcat, iubito. Mulțumesc. Și poți aduce și foarfeca, este în baie. Cum să nu, mă duc în baie. Măcar mă și cac liniștit de data asta, adică presupun. Adică sper. Bă, fraților, dar ce a fost cuțitul acela pe care l-am văzut noi? Șnițel de avion, ce-a fost asta? What? Verifică. De ce să verific? Ok, fraților, o să încheiem aici primul episod. Dacă vreți să vedeți și episodul 2 cu iubita mea dubioasă, nu uitați să lăsați un like și fiți cu ochii pe canal. Cu astea fiind zise, ne vedem data viitoare. Pa, pa!